Fostul prim-ministru a ajuns la Târgu Jiu la primele ore ale dimineții. Acesta și-a așteptat rândul în sala de judecată, însoțit de vicepreședintele Consiliului Județean Ciprian Florescu și de un alt membru PSD, Alecu Drăgoi. Înainte de audieri, Ponta nu a dorit să dea nicio declarație. În fața instanței gorjene, acesta a confirmat încă o dată cele declarate la audierile DNA Craiova din 2015, afirmând că nu cunoaște obiectul acuzațiilor. Numărul de mobil al lui Ponta apare pe o listă cu numere de telefon care ar fi comunicat frecvent cu Surupăceanu. Întrebat despre convorbire, deputatul a declarat că nu-și mai amintește ce a făcut acum 10 ani. Telefonul meu îl știe o jumătate din România, cel puțin din Gorj, cred că îl știe toată lumea. Altceva. Dacă 721 e numărul meu și dacă mi-aduc aminte că în 2006 sau 2007 m-a sunat cineva de pe un... Vă dați seama. Nu știu cine m-a sunat acum o lună, dar aminte în 2007. Repet, e vorba... Nu știu despre ce vorba. Și nu e treaba mea, fiind doar martor. Victor Ponta susține că nu îl cunoaște pe inculpat. Numele Dănuț Filipescu nu-i sună cunoscut, însă nu neagă că este posibil ca vreodată, întâmplător, prin postura de deputat de Gorj, să se fi întâlnit. Nu mi-am amintesc, dar știți cum? Și în Gorj e cineva care nu mă cunoaște sau știu eu cu câtă lume am vorbit în Gorj, cu câți dar am... Dar DNA v-au arătat o fotografie cu inculpat. Da, nu mi-am amintesc. Bun, nu e vreun apropiat, că nu m-am ramolit să nu uit cine mi-e apropiat. Dar, repet, în Gorj, cred că dacă... Cred că sunt vreo 150.000 de oameni care cel puțin am o poză, nu? Pe telefon în județul Gorj. Eu doar am spus adevărul. Nu e vorba de ajutat sau neajutat, e vorba de a spune adevărul. Sincer, dacă vă întreb pe dumneavoastră cine v-a sunat în 2007, știți? În anul 2007, Complexul Energetic Turceni a cumpărat de la o companie controlată de fostul deputat PSD Mugurel Surupăceanu un tractor forestier vechi la un preț supraevaluat de 4 ori. Procurorii DNA au arătat că Mugurel Surupăceanu, împreună cu directorul Complexului Energetic Turceni Dumitru Cristea, a trucat procedura de achiziție a utilajului. Pe 25 mai 2009, dosarul în care era inculpat deputatul de Gorj a fost trimis la Curtea Supremă. În 2012, în timp ce judecătorii finalizau speța dosarului, Surupăceanu și-a dat demisia din Parlament, procesul fiind mutat la Tribunalul Gorj. Pe 1 octombrie 2013, Tribunalul pronunța sentința de condamnare la 7 ani de închisoare cu executare, pronunțare care ulterior s-a încheiat cu o achitare dată de Curtea de Apel Craiova. Acum, o eventuală condamnare a lui Filipescu ar putea duce la redeschiderea dosarului în care a fost achitat Surupăceanu.